La Vaslui s-au deschis două noi centre destinate persoanelor de vârsta a treia, amplasate în zone diferite ale municipiului Vaslui, unul în apropiere de gară, iar celălalt în zona confecții, cele două au fost renovate și transformate în spații dintre cele mai moderne, mobilate corespunzător. Provenite din fostele centrale termice, ambele au fost inaugurate de primarul Vasile Pavel. Este al doilea proiect. Un proiect a fost cel cu siguranța. Camerele va vedea, urmează cu cele două centre, centrul din gară și centrul de la confecții, al doilea proiect, al treilea proiect e transportul electric, al patrulea este centrul civic, ce se modernizează acolo, și al cincilea, străzi. Vreau să vă prezint aici, doamna Europeniță un pic, să vă prezint echipa care va lucra aici și care va avea grijă de dumneavoastră și cărora va trebui să vă adresați de fiecare dată când aveți probleme. Cristina Toma, dumneavoastră, da? Doamna psiholog, Cristina Toma. Domnul asistent social, Bogdan Ceaușo. Domnul asistent medical, Alexandru Pol. Mai avem o femeie care are grijă, Maria Cușanu, e undeva pe aici, o găsiți, și administratorul Cășmaru. Va trebui să angajez, și n-au venit, un kinetoterapeut, da? Și un sociolog. Deci cei 5-6, care, 6 care sunt aici, vor avea grijă de acest centru. Ce se va întâmpla, de fapt, în acest centru? Acest centru va fi la dispoziția dumneavoastră pentru activități diverse. Socializare, cititul presii, să primiți o grupă de la o grădiniță să dea un spectacol în fața dumneavoastră, să vă luați o tensiune, să vă dea o trimitere spre un centru de specialitate, dacă se sesizează că aveți probleme. Și alte activități care pot să se desfășoare. Spune la început că nu este loc de așa. A, poate e o repriză. Nu este tablet, nu transformăm acest centru ca celelalte cluburi. Cluburile alea au specialitatea lor, specificul lor. Aici noi suntem de vorbă. Discutăm ce spune presa, vizualizăm la televizor și așa mai departe. Și în 5 zile din 7 ale săptămânii, la ora 11, veți servi masă. O masă aici, formată din un antreu, o să vedeți, un fel de bază și un desert. Vreau să vă spun dumneavoastră că servitul mesii va fi aici și o să vedeți, o să procedați cum vă arăt eu. Vă preluați masa, mâncarea, mergeți la masă, ea este în casoletă, serviți, vă duceți dumneavoastră la coșuri, că sunt selectate acolo, vă puneți plasticul la plastic, sticla la sticlă, hârtie la hârtie, acolo în sala respectivă. Efectiv, vă autogospodăriți. Când are cine să vă servească, le luați frumos din vitrină, de la de acolo, și mergeți și mâncați. Când vă serviți mai. Găsiți o puliță, găsiți tot ce e necesar. După care, vă continuați activitatea aici. Vreau să vă spun că mâncarea se consumă aici. Să nu avem probleme. Deci nu e pentru domiciliu, nu e pentru acasă. Mâncarea se consumă aici. De-aia e centru de socializare, se asigură masă, se mănâncă, mai stai după masă. Stai, te duci acasă și revii. El va fi deschis în programul 8-16 și va fi la dispoziția
celor 36 de oameni care... Sigur că, pe lângă cei 36 de oameni, pe care asistentul comunitar și pe baza regulamentului că îi va selecta, e posibil să mai vină și alte persoane. Nu vor avea acces la masă. Pentru că cele 36, atâtea porții sunt pe proiect. Dar să vină să stea de vorbă, să vină să meargă la cabinet, să vină să... poate o să reușim și, sigur, dacă nu, o colaborare cu kinetoterapeut, să meargă la un aparat, să facă mișcarea. Să îi acorde mici consultații, este deschis pentru mai multe lucruri. În schimb, pentru cei care între 11 și 12 sau 11 și 12 jumătate că durează, cele 36 de persoane vor avea asigurată masă aici. De luni până joi, inclusiv. La început, probabil că o să fim așa mai... Nu este nicio pomană, pentru că eu am discutat cu foarte multă lume și domnule, dar am ajuns la pomana nu știu cui. Nu! Este un mod. Este un mod de socializare, este mod de desfășurare a unei activități într-un centru social, pentru că așa sunt multe în exterior și de aceea ne-a impus comunitatea europeană realizarea tuturor. Am realizat aceste două și dacă inițiativa va fi bună și va da rezultate, probabil că în anii următori se mai pot realiza și în alte zone, alte centre de acest gen. Plin de fum și vai de capul. Vedeți cum arată. Vreau să arate și de aici încolo tot la fel. Pentru că e posibil să vină delegați. Mă urc în mașină, zice, hai să merg la centru social. Când vin la centru social, trebuie să fie curat. Când vin aici, trebuie să se desfășoare activitatea ordonată și să fim toți cu inima împăcată că am făcut un lucru bun. Și pleacă oamenii cu mulțumiri din ceea ce ne-au dat bani și poștiți. Și din ceea ce am realizat ca o activitate. Eu cred că sunteți de acord să procedăm. Ne vom mai corela pe parcurs, vom vedea ce mai trebuie pe parcurs, ce activități mai doriți să se mai organizeze aici. Repet, fără scandalul, fără impunere și dumneavoastră, domnule, astăzi vrem să vină cineva. Mâine e altă activitate pe oraș. Vin sărbătorile. Vine 8 martie. Am să vă invit la masă și am să vă, o să vedeți care este fluxul și cum să desfășoare. Nu vă supărați pe mine că fac aceste precizări. Este bine să le fac acum și să nu ajungem pe parcurs că ce să se desfășoară acolo. Nu, se desfășoară o activitate ordonată, se desfășoară o activitate la un anumit. O să găsiți aici, afișat cu două, trei zile înainte, meniu. Domnule, miercuri amputare, joi amputare. O să vedeți afișat ce se servește. Dar vreau să vă rog un lucru. Nu masa să fie din bază. Ce activitate de aici? Să văd mișcarea. Adunea noastră, stați de vorbă cu doamna psiholog. Stați de vorbă. Că spune, domnule, uite, că am mai văzut eu ceva. Că mai e ceva de clarificat. E degeaba. Sunt atâția copii, nu pot să vină, sunt tăi, sau aici putem face ceva. Pot croșeta. Avem un masă și stau aici și mi-aduc aminte. Să încurcă în șeasă. Poftim? Să încurcă în șeasă. Exact. Sau alte activități. Decât să stați singuri în casă, că să fieți aproape de aici, mai degrabă coborâți 2-3 ore pe zi, aflați și din oraș ce se întâmplă, când e dumneavoastră, și cred că e lucru. Foarte bine. Da? Deci eu am în toată încrederea în colegii mei care sunt aici că vor fi lângă dumneavoastră, că vă veți respecta. Aici este o evidență care va fi ținută pentru că suntem și noi verificați și vrem să fie corectă. Că în orice clipă suntem și noi și dumneavoastră bineveniți aici.
Edilul municipiului a menționat că în cele două centre se va putea citi presa, se vor urmări programe TV și se va socializa. Lucru extrem de important, 36 și respectiv 50 de persoane vor putea servi masa de luni până vineri inclusiv. Respectivii vor fi selectați de către personalul celor două centre și vor putea servi un aperitiv, felul 2 și desert.